Familia Liei Taburcean a devenit mai bogată. Cântăreața a mai adus pe lume un băiețel. Ce este maternitatea cu doi copii în brațe pentru Lia și dacă se oprește la două nurori, aflăm chiar acum de la ea. Salutare, Lia! Salutare! Vai, deci bine cuptat, știi, chiar la nurori te-ai oprit așa. M-am oprit la... Da, dar ia, vreau să te întreb, te oprești la două nurori sau totuși vrei să fii soacra cu trei nurori? Nu, soacra cu trei nurori și congeniere până la urmă. Eu să înțeleg că tu împreună cu soțul tău ți-ai pus în plan să faceți copii până nu vine acea fetiță mult așteptată. Dar nu, că nu ne nu punem accent foarte mare în lume pe fetiță, până la urmă copiile să fie sănătos, dar clar că îmi doresc și eu o fată acasă, adică să am o alinare la bătrâni. O prietenă. Tu știi deja cum e, cum ești primită acasă, cum ești îndulcită de frații tăi, adică e așa altfel. Așa este, Lia. Uite, hai să revenim un pic la acest moment emoționant, pentru că tu ți-ai anunțat fanii printr-un filmuleț frumos pe care l-ai postat pe internet. Vreau să ne spui mai multe despre acest filmuleț. Cine l-a filmat? A fost soțul prezent? A fost el cel care a filmat? Cum te-ai simțit? Clar că a fost și Dima alături de mine acolo, doar că nu a intrat în sala de operații, deci a filmat acolo o domnișoară, așa. Ca să zic așa, da, ajutorul domnului Valentin Frictu. Da, putem să zicem așa. Da. Ea a fost rugată să filmeze de pe telefonul meu, bine că a fost filmat și de pe telefonul domnului Cătălin și după asta mi s-a transmis, bine că am vrut să pun la început un video un pic mai lung, da, așa să fie, dar am zis că să fie unul foarte scurt și așa, nu cu foarte multe detalii. Și ai văzut că nu l-am pus colorat, dar l-am pus în alb negru ca să nu se sperie lumea. Corect, da, că mai și avem șoc din ăsta vizual. Cum a fost întâmpinat mezinul de către fratele mai mare? Asta mor de curiozitate, să știu. Să știi că primele două zile a fost așa un pic foarte curios. La cine a venit? De ce trebuie să fac liniște? Nu a fost gelos, a fost totul bine. Și acum când doarme, deschide ușa încet, se uită. Deja e un pic mai ok cu acomodare. Primele două zile așa, foarte curios. Acum e bine, se descurcă foarte bine. Eu sunt sigură că până la urmă el va fi fratele cel mai bădicos și corect. Și da, iubăreț în primul și în primul rând. Și voi, în calitate de părinți, cum ați început să vă gestionați timpul și atenția? Pentru că, știi cum, ca și părinți trebuie cumva să avem un management corect în ceea ce privește atenția copiilor. Putem să spunem un management așa, dar de fapt lucrurile sunt aceleași, au rămas aceleași, doar că un pic greu cu răzvănel, pentru că trebuie să-i acorzi foarte mult atenție lui, asta în primul și primul rând, ca să nu intre el într-o depresie, știi? Absolut. Să nu se simte respins de noi, da. Exact. Dar lucrurile au rămas aceleași, eu cu evenimente, soțul la muncă, îl mai lăsăm la bunici, bunicii mai vin la noi, dar nu prea mult. Adică, practic, acum o lună de zile am pus stop pauză ca să stau mai mult acasă, pentru că și alăptarea Absolut. Nu e ok să te primi așa pentru un prima lună și el se adaptează, dar ok, e un program și încercăm să-l facem. Adică, cât de puțin putem să fie el așa mai ok pentru toți membrii. Eu pot să spun că tu arăți foarte, foarte bine. Sunt femei care, nu știu, chiar sărmanele se chinuie nopțile. Tu, apropo, dacă e să faci o diferență cu această sarcină sau cu această naștere și cu prima, există diferențe? Da, există. Cu răzvânel am adăugat mai puține kilograme. Deci acum cu a doilea un pic așa mai multe kilograme, cu un 5 kilograme mai mult, dar ce mă bucură că am fost chiar recent la farmacie și m-am urcat pe cântar acolo și îi dau o replică doamnei, atât de tare îmi place ce arată cântarul vostru astăzi, deci 11 kilograme eu le-am dat practic jos la naștere și încă acum se mi-aduce pentru că e o dietă pe care trebuie să o ții și îți dai seama. Da. Alăptezi, Lia? Da. În totalitate. E foarte important. Da. Am înțeles. Uite, să știi că înseamnă că trebuie să te împrietenești anume cu acel cântar din farmacie, să arate exact ce vrei tu și să te impulsioneze. Asta e bine. Pentru că
un cântar corect, știi, nu știu că asta mai poate să mai, să mai mintă cu un 2-3 kg, dar e la fix. Dar vreau o curiozitate, tu nu ai divulgat numele celui de-al doilea copil? Nu, pentru că încă suntem și noi indeciși. Serios? Că nu l-am botezat, da, adică mai avem timp. Dar cum îl alintați? Nu știu, vreau așa să fie un pic foarte, foarte diferit, un nume foarte rar, care nu-l auzi, știi, la oricine. Aveți variante? Vreți să le divulgați? Măcar variantele, așa, să știm noi până unde duce inspirația voastră. Nu știu, vroiam gen, hai să zicem, să sune așa aproximativ pe alături, un gen de Richard sau așa. De, nu știu, încolo, Francesco, ceva care nu e la noi, nu toți au curajul să-l pună, știi, copilului. Aha. Dar la Bădica ce zice? Se dă și el cu părerea asupra numelui? Răzvănel mă refer. Așa. Știi, așa, la el este fraza asta și e foarte bună, de fapt și foarte actuală, sănătos fie, da, de nume asta nu e o problemă. Corect, noi așa, pentru curiozitatea fanilor tăi și pentru curiozitatea noastră. Încă nu mi-am decis, eu oricum o să anunț când o să pun, pentru că nu pot să ascund. Da, ești persoană publică, toată lumea trebuie să cunoască. Hai să te întreb și când revii deja în forță la noi, în ospeție și deja oamenii să te vadă, să te simtă. La voi în ospeție pot să vin chiar peste 2-3 săptămâni, nicio super problemă. Ce ține de evenimente, deja de Revelion am luat evenimente, voi fi în România de Revelion, urmă ce acolo. Iar preiau corporativele deja de 1 ianuarie, cu mare drag, sper turneile să se pornească înapoi pentru că e tare dor de diasporă și cam așa, adică înapoi la muncă, nu e bai. S-a întâmplat, doamne ferește ce. Tu ești de fir așa un motoraș care e în permanență mișcare și acasă și la evenimente. Lumea pentru asta te iubește, pentru ceea ce faci, pentru muzica ta. Și continuă tot așa. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai reușit să-ți faci un 5 minute să discuți cu noi și cu fanii tăi. Te pup și eu. Sănătate vouă celui mic, nopți cât mai mult dormite și cum se zice acum în prima perioadă să ai lapte din belșug ca să fie ăla mic sănătos. Să dea Dumnezeu așa să fie, draga mea, și să știi chiar să fie și nopțile dormite, până la urmă alea nedormite sunt cele mai memorabile, știi? Corect, și trec la un moment dat. Orică să fie nedormite, orică nedormite, până la urmă oricum sunt ale noastre și sunt unice, trebuie să le păstrăm. Eu vă doresc sănătate la fiecare în parte acolo și sper că în 2-3 săptămâni să ne revedem cu mare drag. Te așteptăm cu drag, pupicei! Pa, pa! Pa.